Hristos a înviat, stimați telespectatori! În emisiunea de astăzi vă prezentăm un program ocazional cu obiceiuri românești de Sfintele Paște. Vă adresăm tuturor doriri de sănătate și mântuire, de pace și bucurie și sărbători fericite! Thank you.
copiii azi sunt darnici, căci ei știu că lui Hristos îi sunt dragi numai copiii cei cu sufletul milos. Și copiii buni la suflet azi cu bucurie dau cozonași și ouă roșii la copiii care n-au. Hristos a înviat, zori de aur farmec sunt, mântul dulce pe pământ, zon de sfinte melodii și mântire cu pământ. Candele cu tămâiei, cântece de mângâie, cheamă-te cu foapte, sunete de clopă. Viorele pe vâlcele, mugurei pe remurele, ghioci și toporaș, mielușei și iepuraș. Puișor în pufișor, strop de argint pe mărțășor, ciripirii de ciocârli, ouă roșii la copii. Și mirisme cântătoare, de cireșe scăldați în floare, toate spus cu adevărat că Hristos a înviat. Thank you.
bucurie sfântă și îngerii din cerul toți și lumea întreagă cânte. Veniți voi toți cei vii, cântați, morții din mormânt, mărire lui și slavă-i dați, prin mii și mii de cânte. Veniți, luați lumina sa, căci vremea e aproape, când slava lui va lumina peste pământ și apă. Cântați toți fiului de sus, vestiți puterea sfântă, a înviat Iisus, Iisus, ați lumea întreagă cântă. La Paști, prin pomii cerifiți și cânt, văd Duhul plin de un roșu soare și sângele în albă floare e pace în cer și pe pământ. Răsuflul cald al primăverii a dus la zilele învierii. Și câte de frumos în sat, creștinii vin pe cum din vale și doi de se întâlnesc în cale, își zic, Hristos! Și un vânt de-abia clătinător șoptește prin văduh cuvinte, e glasul celor din morminte, e zgomotul zburărilor și pomii frunțele își coboară, că Duhul Sfânt prin aer zboară. E liniște și din alta cântare stihuri repetate, departe până în băi străbate și clopotele cântă rar, ah, Doamne, să le auzi din vale cu râd de drag și plângăjare. Biserica pe deal mai sus e plină astăzi de lumină, că întreaga lume este plină de același gând din cer adus. În fața noastră ne e soarta și viața este tot, nu moartea. Pe deal se suie cetișor, neveste tinere și fete, bătrân cu iarna vieții în plete și încep, în urma tuturor, veșovăind câte o bătrână cu micul ei nepote în mână. Ah, iar în minte mi-a venit, tu, mama micilor copile, eu știu că și în aceste zile tu plângi pe-al tău copil dorit, la zi de cerul azi ne cheamă, sunt Paștele, nu plânge mama. Yeah.
care ați auzit-o de la mine, că Ioana a botezat cu apă, iar voi, nu mult după aceste zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Atunci, fiind ucenici adunați, l-au întrebat zicând, Doamne, oare în vremea aceasta vei să statornicești din nou împărăția lui Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martor în Ierusalim și în toate Iudeea și în Samaria. Și s-a sărășluit între noi
Aici se încheie emisiunea de astăzi, stimați telespectatori. Iar noi vă dorim toate bune pe săptămâna viitoare, cu salutarea pascală, Hristos a înviat!